Capul unei grupări internaționale specializate în falsificarea actelor pentru obținerea cetățeniei române a fost încătușat astăzi la Chișinău. Bărbatul cetățean moldovean este suspectat că ar fi perfectat sute de pașapoarte pentru cetățeni străini, printre care ruși și ucraineni. Ar fi folosit acte false și formulare completate fără prezența solicitanților, lucru interzis prin lege. Anchetatorii presupun de asemenea că în schema criminală ar fi implicat și câțiva notari din capitală. Rețina a avut loc în această dimineață pe strada Vasile Alexandrei din centrul capitalei. Bărbatul din imagine a fost pus la pământ de ofițerii Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Ministerului de Interne și de mascații de la Brigada cu Destinație Specială Fulger. Acesta este vizat într-un dosar penal pentru deținerea și folosirea documentelor oficiale falsificate. El pledează nevinovat. Nu, învinuit în act fals. Toată numărul avocatului se sumă. Ne-a fost stăcat. Vinovat? Nu sunt vinovat. Și am ideea și am învinuit. În baza unei informații operative, oamenii legii l-au filat pe bărbat timp de aproape un an, perioada în care au descoperit implicarea în schema a cel puțin 15 notari. Potrivit unor surse din cadrul poliției, în schimbul unor sume de bani, bărbatul perfecta actele necesare pentru redobândirea cetățeniei române. Doar că în mare parte clienții erau cetățeni străini, iar suspectul le falsifica documentele. Anchetatorii presupun că acest lucru a fost posibil doar cu ajutorul funcționarilor de la birourile notariale din capitală. Aceștia, contrar legislației, ar fi perfectat documentele în lipsa solicitanților. Ulterior, capul grupării depunea actele la instituțiile abilitate din România, fapt care de asemenea contravine legilor de peste prut. În cadrul operațiunii au avut loc peste 30 de percheziții. Bărbatul reținut are 33 de ani și este locuitor al capitalei. Anterior, acesta a mai fost cercetat penal pentru infracțiuni similare. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 5 ani de pușcărie.